Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Încercăm, ca de fiecare dată, să vă stârnim interesul cu teme frumoase, abordări interesante și, la rândul nostru, să vă ajutăm ca să vă puneți întrebări. Nu cutezăm a veni cu răspunsuri pentru că nu le avem, ci doar punem întrebări ca împreună să căutăm răspunsul și, luminați de Dumnezeu, să-L punem în viața noastră practică. Iar astăzi vă propun o temă frumoasă, interesantă, cu valoare terapeutică, și anume iertarea, începutul păcii. Avem astăzi, fraților, bucuria de a-l avea ca invitat pe Preacuviosul Părinte Protosinghel Hristostom de la Mănăstirea Putna. Bine ați venit la ediția noastră, Cuvânt Preotul Părinte Protosinghel. Vă mulțumesc pentru invitație și bucuria este de partea noastră, pentru că întotdeauna pacea este aducătoare de bucurie și fără bucurie pacea nu este cu adevărat pace. E un bun început pentru tema ediției noastre. Avem cu Vioasă Părinte, să spunem, o abordare pe care încercăm să o respectăm la fiecare ediție de emisiunii noastre și acum rugăm pe Ava Arsenie ca să coboare din paginile Patericului și să ne învețe cum putem cu adevărat ierta pentru a ne dobândi pacea. Cu găduința Sfinției voastre o să dăm citire acestui pasaj care va face obiectul începutului discuției noastre. Zisa iarăși Ava Arsenie, niciodată nu m-am culcat având ceva asupra cuiva, nici am lăsat pe cineva să se culce, având ceva asupra mea. Avem un scurt cuvânt, frumos, provocator, mai ales pentru zilele noastre, concentrat, cu o valoare extraordinară, care sunt sigur că nu se va sfârși. E un cuvânt peren, veșnic, și aici, și pentru viața cea veșnică. Și pentru a începe cu bine această emisiune, vă întrebăm, Părinte, această dorință pe care și-o exprima Ava Arsenie, e o obligație pe care trebuie să o aibă față de ceilalți? Sau, de fapt, omul își face sie și bine respectând această regulă frumoasă? Ava Arsenie cel Mare întotdeauna a căutat să împlinească voia lui Dumnezeu. Să nu uităm că el a auzit acele cuvinte când s-a rugat Domnului: taci, fugi, liniștește-te, și încă de 3 ori. Și de fiecare dată când a auzit aceste cuvinte, el s-a adâncit mai mult în pustie, căutând liniștea. Liniștea aceasta este, de fapt, sălășluirea în preajma lui Dumnezeu. Într-în altă parte, în Pateric, zice așa: dacă un călugăr nu va socoti că numai el și Dumnezeu este pe pământ, nu se va mântui. Intimitatea aceasta extraordinară între monah și Dumnezeu obligă. Obligă, dar este o obligație de suflet, să spunem așa, o obligație caldă și plăcută de a fi asemenea stăpânului. De aceea, noi totuși nu socotim iertarea ca o obligație, ci o socotim ca pe o binefacere, ca pe un dar de la Dumnezeu, pentru că ea cu adevărat este un miracol, miracol înfăptuit doar de iubirea lui Dumnezeu sau și de iubirea omului. Părinte Protosinghel, poate cineva ar spune, sigur, monahul, călugărul, Ava Arsenie este un monah, un monah de exemplu, un monah demn de urmat. Ei, doar monahul trebuie să caute această iertare, pentru că stă în lume, trebuie să se împace cu sine, cu ceilalți, cu propria conștiință, cu Dumnezeu, pentru a înainta pe viața duhovnicească. Însă, omul din lume, trăind într-un context de multe ori nefavorabil, trebuie să lupte, trebuie să fie dur, trebuie să fie tare, căci dacă va ierta, va deveni slab. Acest sfat de a ierta pe toți și de a cere iertare de la toți înainte de apusul soarelui este aplicabil decât în dreptul monahilor sau poate fi regulă general valabilă? Trebuie să facem de la bun început o precizare, și anume că nu avem de a face cu două căi diferite, cu calea monahismului și cea a căsniciei. Nu sunt doi versanți, așa cum spunea odinioară Paul Evdokimov, ai aceluiași munte, însă diferiți, ci avem o singură cale. Și monahii și credincioșii din lume
urmăresc același scop, să fie împreună cu Dumnezeu și să-L iubească cât mai mult, să fie cât mai aproape de Dumnezeu. Este adevărat că călugării sunt cu un pas înainte pe această cale, pentru că ei au ales să moară pentru lume și alegând aceasta s-au lepădat de toate și ei de asemenea înțeleg să împlinească într-un grad puțin mai înalt toate aceste îndemnuri și porunci din partea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că decât ei trebuie să ierte, ceilalți sunt iertați, sunt disculpați de la posibilitatea, până la urmă, de la obligația, să spunem, morală de a ierta? Nu. Toată lumea trebuie să facă același lucru. Hristos, când a vorbit, a vorbit pentru toți. Hristos îi iubește pe toți la fel. Depinde numai cât ne lăsăm noi iubiți. Călugărul are ceva în plus, nu datoria de a împlini mai mult, ci el simte atacul mult mai acut. El, dacă nu iartă, este atacat mult mai violent de către vrăjmaș. De aceea, se poate spune că de multe ori chiar vrăjmașul îl ajută pe calea desăvârșirii. Tot rău spre bine. Tot rău spre bine, da. Însă, iarăși trebuie să spunem un lucru și anume că iertarea nu poate fi în niciun caz deosebită și separată de iubire. Dacă nu ierți, înseamnă că nu iubești. Dacă nu iubești, înseamnă că n-ai să-L cunoști niciodată pe Dumnezeu, n-ai să ajungi niciodată lângă El, n-ai să te comporți ca un fiu. Cum zice Sfântul Evanghelist Ioan, că în casa Tatălui robul nu va locui în veac, ci numai fiul va locui. Așadar, putem să ne aducem aminte și de pilda fiului risipitor, în care nu este vorba de monahism sau de altă cale, și pur și simplu se pune problema relației între tată și fiu și între frați. Relație căreia suntem cu toții părtași. Și mântuirea doar raportată la acest tip de relație între tată și fiu poate fi înțeleasă. Dacă ierți pe fratele tău, înseamnă că ai înțeles iubirea tatălui. Dacă te întorci la Tatăl având nădejdea în iubirea Lui, în iertarea Lui, înseamnă iarăși că L-ai înțeles pe Tată, înseamnă că ai înțeles că iubirea asta a Lui nu ține cont de chestiuni juridice, să spunem, nu ține cont de mizerie, nu ține cont de păcate, ține cont doar de dorința inimii. Și un fiu atunci strălucește mai mult când, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, face toate spre bucuria tatălui. S-ar bucura foarte mult tatăl să-și vadă mai ales copiii strânși lângă el. De aceea iertarea este atât o obligație dacă vreți, însă eu aș spune că nu este atât o obligație cât un prilej de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu și de a gusta iubirea Lui. Altfel decât prin iertare, este foarte greu să înțelegi iubirea Lui Dumnezeu. Foarte greu, dacă nu chiar imposibil. Părinte Protosinghel, sunt mulți oameni care își justifică neiertarea față de ceilalți, argumentând prin diverse relații. Adică cel care mi-a greșit este mai mic ca vârstă, ca importanță, ca funcție socială. Ori mi-a greșit el, e dator el să vină să-și ceară iertare. Nici de cum să fac eu primul pas către călăul meu, eu sunt o victimă și victima nu trebuie să-și are iertare față de călău, ci invers. Ei, când punem tot felul de bariere în calea iertării, ce este de făcut? Se întâmplă un lucru în ziua de astăzi foarte, foarte des se întâmplă și anume prea ne comparăm unii cu ceilalți. Noi în mănăstire ne putem da seama de lucrul acesta pentru că fiind o comunitate mai strânsă, mai închegată și totuși mică,
chiar dacă noi suntem mulți aici, dar alte opști sunt mai mici, totuși, fiind atât de strânsă, ne lovim unii de ceilalți mai des. Și vedem că, de fapt, toate relele de aici pornesc, din a ne compara cu ceilalți. Și câteodată o facem, să spunem, cu bună intenție. Vrem să ne smerim, să-l punem pe aproapele mai întâi. Și atunci, automat, cădem într-o ispită de a îl socoti pe celălalt mai bun sau mai rău decât noi. Ei bine, nu este nici mai bun, nici mai rău decât noi. El este iubit de Dumnezeu și eu sunt iubit de Dumnezeu, însă dacă nu ne vom lipi de Dumnezeu, așa încât să considerăm, așa cum a spus cuvântul acela din Paterică, că numai noi și Dumnezeu suntem pe pământ, eu și Dumnezeu sunt pe pământ, nu o să înțelegem niciodată cum Dumnezeu îl iubește pe El mai mult decât pe noi toți la un loc și pe mine mă iubește mai mult decât pe ceilalți la un loc și că Dumnezeu se dă întreg în această relație. Ori dacă eu mă pierd în niște comparații, îmi împart cumva inima. Și atunci, de la o comparație, foarte ușor se ajunge la concurență, la competiție. Preacuviase Părinte, mă gândeam la un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare, care spunea să se facă între voi competiții în bine. Cine este mai curat, cine postește mai mult, cine poate fi cu adevărat un atlet al lui Hristos. În această situație, nu-i bună competiția? Competiția este bună numai dacă ne obligă la a concura cu noi înșine, de a ne scoate din această lâncezeală, din această autosuficiență și atunci să ne împungem cu nevoința celorlalți, ca și cu o lance, cum zice Sfântul Ioan Scăraru. Sfântul Vasile cel Mare vorbea din experiența sa proprie, pentru că același lucru se întâmpla între el și Sfântul Grigorie. Aveau, cum spun viețile lor, acea invidie bună, duhovnicească, cum vedea unul la celălalt o virtute, imediat căuta să o împlinească și el. Dar asta tot din dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu. Și fără să-l uzurpe pe celălalt, ci dimpotrivă ajutându-l. Exact, dar l-ajută în mod indirect. Nevoința principală și scopul principal, ținta, să spunem așa, este să fii cât mai aproape de Dumnezeu. Nu trebuie să pierdem asta din vedere. Să nu ieșim din relația noastră cu Dumnezeu și să nu ne diluăm această relație. Să o construim în așa fel încât să fie cât mai intimă, cât mai personală. Părinte Hrisostom, în această situație, în această ecuație a iertării, avem, să spunem, două personaje. De fapt, personajul principal e Bunul Dumnezeu, care ne spunea ca un tată, dorește ca toți să-și ofere iertarea prin iubire, ca toți să-și găsească comuniunea minunată. Însă, omenește vorbind, avem două personaje sau două grupuri și un mesaj care circulă între ei. Iertătorul și iertatul, ca la matematică. Acum, mulți oameni poate doresc să fie mai iertători, dar din fire, din natură, au o construcție puțin mai dură, mai rece, mai de roc, așa. Cum putem, dacă în anumite situații inima noastră este destul de rece și de tare și de echidistant, am spune noi, totuși să o înmuiem suficient de mult ca să oferim iertare celor ce ne-au greșit? Aceasta este o întrebare esențială nu numai pentru iertare, cât și pentru întreaga viață duhovnicească. Pentru că, de fapt, nevoința duhovnicească nu este rodul unui efort personal, așa cum s-ar crede. Dacă cineva nu reușește să iasă din această încurcătură rațională, foarte ușor va cădea pradă deznădejdii. Hristos a zis foarte limpede: învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla o dignă sufletelor voastre. Învățați-vă de la mine. Nu străduiți-vă singuri, nu căutați în altă parte, doar de la mine. Așadar, blândețea, smerenia, iubirea sunt calități care nu se câștigă, se molipsesc. Sălășluindu-te îndeajuns de mult, deși nu este niciodată de ajuns, lângă Hristos, te vei molipsi de smerenia Lui.
stând lângă inima lui, inima ta, chiar de rocă, de ar fi, cum a spus, se moaie. Deci există posibilitate pentru toți. Toată lumea, oricine. Pentru că, zice Părintele Stăniloae, iubirea este cea care singură, fără niciun alt ajutor, poate să vindece orice patimă. Ori iubirea este de sus, vine de sus în jos. Cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, desăvârșirea în aceasta constă că El ne-a iubit mai întâi pe noi. Dacă ne vom depărta de inima Tatălui, așa cum a făcut Fiul Risipitor, îndată vom ajunge să vedem că sufletul noi moare, se răcește, se împietrește. Dacă vom sta lângă El, vom vedea miracolul, nu numai al iertării, ci și al iubirii și al creșterii noastre duhovnicești ca fii. Sfânt Ioan Gură de Aur spune, dă o definiție extraordinară a pocăinței și spune că pocăința este întoarcerea în inima lui Dumnezeu. Toată nevoința, de fapt, se înscrie în această pocăință, în această întoarcere în inima lui Dumnezeu. Dacă vrei să crești, numai în inima Tatălui poți să crești ca fiu. Alminter nu. Dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem, de fapt, de ce nu ne-a mers nimic până acum, de ce, de fapt, suntem mult mai departe decât credeam și înțelegem chiar și pe Sfântul Simeon, nou teolog, care zice atâta cât îl vezi pe Dumnezeu pe pământ, atâta e să-l vezi și dincolo, cu tremurător cuvânt. Însă, dacă vom sta așa cum putem fiecare, într-o intimitate a noastră cu Dumnezeu, cât putem mai mult și mai onești, mai deschiși, ne vom molipsi de la El și vom înțelege această iubire a Lui și îl vom vedea cu ochii sufletului, bineînțeles. Părinte Hristos, m-a făcut apel de câteva ori la pilda aceasta minunată a întoarcerii fiului risipitor. Însă pe lângă fiul risipitor fără de minte, pleacă cu bani și fără de minte, se întoarce fără de bani și cu minte, avem pe Tatăl care este plin de iertare și de iubire în ultima zi, ca în prima zi și prima zi, ca în ultima zi, și mai apare un personagiu, al treilea, fratele cel mare, piatra. Omul care l-a văzut pe fiul cel mic fără de minte la început, l-a văzut la întoarcere la fel fără de minte, ba chiar ca pe un golan, ca pe un om care și-a cheltuit demnitatea, banii, onoarea lui și a tatălui și care vine și are curajul ca să-și ceară iertare. El nu poate oferi iertare, deși față de el în mod direct și expres nu s-a greșit față de fiul cel mare. Dar cu toate acestea, fiul cel mare rămâne rece. Cum sunt aceste situații când vedem că Dumnezeu sau cineva oferă atât de multă iertare, deși Dumnezeu sau altcineva a fost rănit în mod direct, iar noi, ca niște spectatori, asistăm la astfel de întâlniri și cu toate acestea, lacrimile celui ce greșește, bucuria celui care primește, toate la oaltă și nici una separat, nu sunt suficiente ca să ne înmoaie inima. Este același lucru care l-am spus mai înainte, și anume, nu putem înțelege nimic, nici din viața noastră, nici pe noi înșine și cu atât mai puțin pe Dumnezeu dacă stăm departe de inima Lui, dacă nu căutăm o familiaritate. Diavolul știe lucrul acesta și spune Sfântul Iustin Popovici că el caută să ne confecționeze o cu totul altă identitate și să nu mai semănăm cu Dumnezeu, ci să semănăm cu el, cu diavolul și, zice el foarte interesant, să nu mai fim familiar cu Dumnezeu, ci cu diavolul. Deci familiaritatea este cheia, este măsura după care noi putem cunoaște dacă ne-am apropiat sau nu de Dumnezeu, dacă suntem în adevăr. Cei care sunt în adevăr aud glasul meu, spune Mântuitorul. Și atunci, fiul acela, așa numit cu minte sau bun, aici a eșuat. Nu a căutat familiaritatea cu Tatăl, a văzut mântuirea, cum din păcate o vedem de cele mai multe ori și noi, ca o chestiune juridică, ca o achitare de greșeli, ca o curățare a cazierului, dacă vreți. Mântuirea înseamnă să fii curat, alb și liber de orice datorie. Nu este așa. Deci nu doar facerea sau nu doar ferirea de rău, ci și facerea de bine până la urmă.
Da, dar mântuirea înseamnă șederea veșnică în preajma lui Dumnezeu în calitate de fiu. Fiul va sta în casa tatălui. Întotdeauna se pune problema mântuirii în felul ăsta. A ședea în casa tatălui, a cina cu tatăl și cu fiul împreună. Deci, în termeni aceștia ai familiarității. Fiul cel bun n-a înțeles lucrul ăsta, a văzut ca o chestiune juridică. Am făcut, am împlinit asta, am scăpat. Ce mai trebuie altceva? Vedeți că el l-a apostrofat pe tatăl și a zis: nu mi-ai dat și mie un ied, ied care era nepermis. Era fiul caprei, capra care simbolizează nerușinarea. Vroia așadar o plăcere nepermisă, adică măcar atât am și eu dreptul dacă eu ți-am slujit. A pus problema ca un slujitor. De aceea vedem că atunci când a auzit cântece și jocuri în casa părintească, în loc să se ducă să-l întrebe pe tatăl, s-a dus și a întrebat sluga: dar ce știe sluga de iubirea tatălui? Ce știe și sluga? Normal că i-a zis: fiul tău, fratele tău acela. L-a uite, s-a întors. Da? Demonstrativ foarte pe mult. Când tatăl i-a zis: fratele tău acesta. Știți? Și atunci, dacă ne depărtăm de această familiaritate, noi ne răcim. Ne răcim și răcindu-ne, ne împietrim. Însă dacă o să căutăm această familiaritate, nu numai lacrimile și nu numai rugămințile celorlalți ne vor înmuia inima, ea se va înmuia singură la căldura lui Hristos, la căldura inimii Tatălui. Nimeni nu poate să stea rece atunci când simte cu adevărat, când se apropie îndeajuns de mult de o inimă de tată care suferă pentru copilul lui care s-a pierdut. Și atunci, doar atunci, poți să și înțelegi bucuria acestui tată care zice: uite, mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Părinte Protosinghel, vin cu o întrebare. Noi încercăm să ne înmuiem inima sau, de fapt, rugăm pe Dumnezeu să o înmoaie, ca în ea să picure dragostea dumnezeiască. Însă avem situații concrete, reale, contemporane, pe care le întâmpinăm ca preot slujitor, ca duhovnic, ca om, pur și simplu, cu oameni care au o disponibilitate în a ierta extraordinară sau în a-și iertare, o disponibilitate de a se smeri care poate să fie dată ca emblemă tuturor oamenilor, chiar și nouă preoților, oameni de o bunătate extraordinară. Însă se întâmplă că astfel de oameni deosebiți, care trăiesc, cu care trăi împreună, poate din neștiință să greșească cuiva, pentru că foarte multe din rupturi s-au produs de la nimicuri. Ei, acești oameni, dându-și seama unde a dus acea dispută, acea ceartă, se duc la cei cărora le-au greșit și cer iertare în toate felurile omenește posibil, ba chiar creștinește, nu doar omenește. Iar cei oameni cărora sau în fața cărora s-a greșit, poate mai puțin, poate mai mult, nici nu vor să audă, întorc spatele. Și oamenii așa zic: părinte, am încercat în toate felurile, m-am rugat pentru el, m-am rugat pentru mine ca să-mi lumineze Dumnezeu mintea, să știu cum să vorbesc, mi-am cerut iertare. Nu vrea, îmi întoarce spatele. Ce e de făcut? Să nu separăm iertarea de iubire. Să nu privim pe celălalt ca pe un co-viețuitor. Să-l vedem cu adevărat ca pe mine, ca pe aproapele. Dacă vrei să-l iubești ca aproapele, pe aproapele ca pe tine însuți, trebuie să te lupți, să distrugi, să desfințezi această distanță între tine și el. Nu să-l iubești cât te iubești pe tine. Să-l iubești ca și cum ești tu, ca și cum ești un alt tu. Ca și cum esențial sunteți de fapt la fel. Pentru că asta este în inima lui Dumnezeu, toți au același loc, se bucură de aceeași iubire. Și atunci noi ar trebui să ne punem două întrebări când se întâmplă așa ceva. Se întâmplă foarte des. Din ce cauză se întâmplă, am zis, noi ne-am răcit, ne-am înstrăinat, ne-am depărtat de Dumnezeu. Ne-am înstrăinat de noi și de ceilalți pentru că nu am căutat familiaritatea adevărată și profundă între noi și cu Dumnezeu și de aceea am putea să auzim foarte bine și noi ca și cei de pe vremea Mântuitorului: iartă-lor că nu știu ce fac, noi chiar nu știm ce facem. Nu iertăm, suntem răutăcioși pentru că nu știm, nu înțelegem, reci fiind. Și dacă se întâmplă așa ceva și noi totuși ne dorim iertarea pentru că fără ea sufletul nostru nu are liniște,
oricât de corecți am fi noi, trebuie să ne punem două întrebări. Una, Doamne, oare nu am greșit eu atât de mult? Pentru că, uite, fiul tău, pe care tu îl iubești atât de mult încât te-ai răstignit pentru el, este rănit astăzi de mine. Eu poate am încercat să fac bine, dar binele meu s-a transformat în rău și l-am rănit așa de tare încât eu nu-l mai pot întoarce. Însă tu toate le poți. Mângâie tu inima lui și dacă am făcut ceva bine, dă-i lui. Și iartă-mă pentru rana pe care ți-am adus-o ție. Eu i-am greșit fratelui, dar de fapt i-am greșit lui Dumnezeu. Pentru că dacă lovești în ceea ce iubește mai mult cineva, lovești în el, de fapt. Așa încât prima dată asta să ne punem înaintea ochilor. Ne-am cerut noi iertare cu adevărat lui Dumnezeu întâi. Întâi să ne cerem iertare lui Dumnezeu și să-L rugăm să mângâie inima fratelui. În al doilea rând să ne raportăm la frate să vedem. Îl iubesc eu pe fratele așa cum ar trebui? Consimt eu la nevoința lui de a se întoarce, de a-și reveni? Mă rog pentru el, lui Dumnezeu, ca să-l ajute și mă silesc și eu să-l ajut în încercarea lui, strădania lui de a se pocăi, chiar dacă nu se vede în afară, ea este în interior. Și atunci, altfel pun problema. Dacă el nu mă iartă, înseamnă că încă rana lui este destul de adâncă și atunci tot vina mea este și iarăși trebuie să strig eu întâi la Dumnezeu, pentru că eu sunt cel care m-am trezit mai întâi și mi-am dat seama, nu sunt eu cel mai bun, ci eu sunt care m-am trezit primul și mi-am dat seama că a fost greșit, că m-am depărtat de fratele. Faptul că el nu iartă înseamnă că el este mai lovit, nu este mai vinovat. Părinte Protosânghel Hristostom, timpul care s-a alocat ediției noastre, din păcate, s-a încheiat. Mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele de mare folos duhovnicesc. Cu bucurie. Dragi spectatori, mulțumim pentru atenție și mă gândesc la un lucru foarte simplu care ne e la îndemână. Cel mai bun cocktail pentru un somn liniștit și pentru un suflet fericit se face din iertare, uitare și iubire. Mulțumim pentru atenție. La revedere!